Un bărbat a fost rugat să vopsească o barcă. Și-a adus vopseaua, pensulele și-a început să picteze barca într-un albastru senin, așa cum a cerut proprietarul. În timp ce vopsea, a observat că barca are o gaură și a reparat-o cu cal. Când a terminat, și-a primit banii și a plecat. A doua zi, proprietarul bărcii s-a dus la cel care vopsise barca și i-a prezentat un cec cu mult mai mare decât plata pentru munca depusă. Omul nostru a fost surprins și i-a spus: mi-ați plătit deja pentru pictarea bărcii, domnule. Da, dar acest lucru nu este pentru vopsea. Acesta este pentru că ați reparat gaura din barcă. Bine, doar a fost un serviciu atât de mic, cu siguranță nu merita să-mi plătiți o sumă atât de mare pentru ceva atât de nesemnificativ. Dragul meu prieten, nu înțelegi. Lasă-mă să-ți explic ce s-a întâmplat. Când te-am rugat să vopsești barca, am uitat să menționez gaura. Când barca s-a uscat, copiii mei au luat barca și au plecat la pescuit. Ei nu știau că există o gaură. Eu în acel timp eram la serviciu. Când m-am întors și am observat că au luat barca, am fost disperat pentru că mi-am amintit că barca avea o gaură și mi-am făcut griji pentru ei. Imaginează-ți ușurarea și bucuria mea când i-am văzut întorcându-se de la pescuit. Așadar am examinat barca și am constatat că tu ai reparat gaura. Vezi? Vezi acum ce ai făcut? Mi-ai salvat viața copiilor. Nu am destui bani ca să plătesc pentru mica ta faptă bună. Întotdeauna puneți un strop de iubire și atenție în toate lucrurile pe care le faceți. Acea milă în plus pe care o arătați celorlalți poate salva viața cuiva, indiferent cine, când sau cum. Continuați să susțineți, să sprijiniți, să ștergeți lacrimile, să ascultați cu atenție și să reparați cu atenție toate spărturile pe care le găsiți în barca vecinului. Nimeni nu știe când cineva are nevoie de noi. Pe parcursul vieții tale e posibil să fi reparat numeroase găuri pentru bărci, pentru diverse persoane, fără să-ți dai seama câte vieți ai salvat.